Pentru ca mult așteptata reluare a zborurilor să nu-i prindă nepregătiți, autoritățile intenționează să semneze un parteneriat public-public între primăriile din zona aeroportului și Consiliul Județean. Președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, spune că va avea loc o întâlnire pe acest subiect undeva în luna august, când se vor pune la masă pentru a discuta temeinic subiectul. Aștept cu interes întâlnirea de luna viitoare, unde, alături de Primăria Baia Mare, Primăria Tăuții Măgherăuș și Primăria Recea, vom pune bazele unui parteneriat public-public, astfel încât varianta ocolitoare a municipiului Baia Mare să defluidizeze traficul pe DN1C. Dezvoltarea în viitor a aeroportului internațional Maramureș presupune și investiții în rețeaua rutieră de acces, pentru că infrastructura pe care o avem înspre și dinspre aeroport este depășită. Deschiderea aeroportului pentru pasageri și dezvoltarea facilităților cargo nu se poate face decât în situația în care există o infrastructură adecvată traficului rutier, a precizat șeful administrației județene Gabriel Valer Zetea. Prezențele recent în Maramureș, reprezentanții CNAIR s-au întâlnit cu șeful administrației județene, promițând că îl vor susține și în acest demers pentru rezolvarea problemei infrastructurii spre aeroportul internațional Maramureș. Când va zbura în sfârșit primul avion din Maramureș, încă e o necunoscută.